soldați de război în Afganistan au luptat cot la cot și s-au întors întregi la familiile lor, doar ca să moară acasă, tot împreună într-un groaznic accident de mașină. Doi militari români s-au stins în drum spre unitate. Șoferul a încercat o manevră riscantă și a ajuns în fața unui tir care l-a spulberat mașina. Al treilea pasager, tot militar, a supraviețuit și continuă să lupte pentru viața lui. E rău frați de arme, supraviețuitori de meserie. Trei militari care au trecut prin iadul din Orientul Mijlociu și s-au întors sănătoși acasă. Erau în aceeași mașină, undeva aproape de Deva. Au vrut să-și scurteze drumul cu un minut și i-a costat viața. Șoferul a încercat o întoarcere periculoasă și i-a spulberat un tir. Mașina militarilor s-a răsturnat pe șosea sub ochii altor colegi de jurământ. Ne-am întors la Fusen și am întors în mașină. La volan era caporalul Ioan Botaș. La 32 de ani trăia să-și servească țara și să-și iubească fiul de 2 ani. De fiecare dată când pleca în război peste hotare, familia l-aștepta cu sufletul la gură. 2, 3 și... 2, 3 și... Pe scaunul din dreapta stătea Gabriel Ciucă. Ieri trebuia să-și sărbătorească ziua de naștere. A murit în ziua în care a împlinit 44 de ani. Petru Buha a supraviețuit cu răni grave și luptă să trăiască. Soțiile de militar știu ce înseamnă să trăiești cu groaza că poți primi oricând vestea cea neagră. Dar acasă, bărbații lor ar fi trebuit să fie în siguranță. Erau departe de gloanțe și bombe. Tragedia i-a găsit însă pe șosea. Familiile soldaților morți au venit din Arad să le ia trupurile și să-i îngroape așa cum îi vedeau când trăiau, ca niște eroi.